O mare parte din inovația pe care o facem noi e în felul în care muncim. Ora de muncă să aducă de la an la an impact din ce în ce mai mare. Ce putem elimina, ce putem automatiza, ce putem simplifica. Deseori descoperim că facem foarte eficient lucruri care nu aduc nimic. Nu noi trebuie să gândim soluțiile și să le dăm la lucru, ci putem să ne bazăm că dacă avem niște obiective comune, eu fac partea mea, ei își fac partea lor și împreună suntem o echipă complementară în care lucrăm împreună spre un obiectiv. Tind să glumesc despre subiecte foarte tabu, foarte grele. Cumva să consider că conflictul e o chestie între noi, care e în afara noastră. Noi suntem cu treaba noastră, conflictul cu treaba lui și pe conflict poți să-l derâzi oricând. Să căsăpești, da. Da. Venind la muncă cu tot ce avem, bune, rele, fără un scut din ăsta profesional în care îmi las pălăria de om și îmi pun pălăria de programator când intru pe ușă, Le dau voie oamenilor să se simtă în pielea lor și să nu se simtă cumva că joacă un rol care nu li se potrivește 8 ore pe zi. Hacking Work, un podcast oferit de compania de software Devnest și susținut de Medline. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează, un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus! Bun găsit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Este primul podcast din România care vorbește cinstit, clar și deschis despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. Credem cu tărie că atât oamenii, angajații, cât și organizațiile, angajatorii, merită mai mult și pot primi mai mult. Credem că putem să construim împreună, prin colaborare și prin dialog, mai multă valoare, atât economică, cât și în relația dintre oameni. Facem acest podcast pentru toți cei care vor să meargă la serviciu, nu la scârbiciu, și pentru toți cei care vor să folosească ideile extraordinare, poveștile fantastice și mai ales modelele umane pe care vi le arătăm ca să-și construiască o realitate mai bună acolo unde lucrează. Astăzi suntem la București, în sediul companiei Schwarz IT, mulțumim pentru găzduire și ne întâlnim cu un om pe care de multă vreme mi-am propus să vi-l prezint. Este Bogdan Lucaciu. Servus, Bogdan! Salut! Să vă zic ceva despre Bogdan. Bogdan este unul dintre liderii noii generații de business, așa cum eu obișnuiesc să spun, modele de leadership care pot să reconstruiască realitatea pe care cu toții o întâlnim. Am reușit să găsesc în România foarte mulți oameni tineri care au trecut printr-o mulțime de experiențe ca manageri, ca antreprenori, ca team leader de multe ori și care au reușit să construiască în jurul lor un model care este diferit de ceea ce știm cei mai mulți dintre noi. Bogdan, ești CTO la Adormi, o companie care face tehnologie, care este construită 50% la București, 50% la New York și care a fost un succes, este deja un succes global. Adormi, poate ați citit știrile, este o companie care a fost cumpărată recent, acum câteva săptămâni față de data la care înregistrăm noi, de către Victoria's Secret cu 400 de milioane de dolari. Asta înseamnă că s-a construit acolo o organizație, o cultură și un business extrem de valoros pe care un gigant al industriei de fashion sau, mă rog, al industriei de intimates a considerat necesar să-l achiziționeze pentru că aduce foarte multă valoare. Asta este ceea ce cred că ar trebui să ținem minte, se poate construi în România tehnologie de valoare, produs tehnologic de valoare, care să aibă succes pe plan global. Nu voi înceta să spun că este păcat să batem cuie cu laptopul în România și este păcat să nu folosim în mod mai inteligent și mai profitabil
creativitatea, inteligența, cunoașterea tehnică pe care o au inginerii din România. Bun, să vă zic despre Bogdan. Născut în 1982, programator de la vârsta de 8 ani, când a avut un prim computer foarte rudimentar comunist, HC85 sau HC90, Cobra a fost al treilea, după HC85 și HC90, am avut și eu, absolvent de liceu de informatică și de facultate de automatică și calculatoare, pasionat de tehnologie și scriitor de cod în cel puțin 20 de limbaje de programare. Nu le-am numărat pe cele din CV-ul tău, dar cred că sunt cel puțin 20. Cred că facultatea va da face cu asta, chiar la calculatoare învățam 10 pe semestru. Cred. 10 pe semestru, ok. Participant la olimpiade, foarte pasionat, și mai ales la concursuri de informatică. Este un om căruia îi place să rezolve probleme. A prezentat tot soiul de concepte proprii, a devenit în ultimii ani un mentor foarte apreciat pentru concurenții din hackatoane, mentor sau coach pentru tinerii antreprenori din startup-uri, dar și pentru colegii săi. Vorbitor apreciat la cele mai diverse conferințe de tehnologie ale industriei de software sau în comunitățile profesionale ale acesteia. Antreprenor de când se știe, nu a fost niciodată angajatul altcuiva, un lucru foarte important. Se consideră un creator de echipe experimentat, cu rezultate vizibile, crește oameni, lideri, echipe și organizații. Căsătorit din 2009, este tată la două fetițe de 7 și 10 ani, este barista certificat, pictor amator, fotograf de ocazie, rezolvator de probleme complexe de tehnologie și business și antreprenor pur sânge. Lucrează împreună cu Morgan, CEO-ul Adormi, încă din 2010. Ceea ce este remarcabil la Adormi este că din 2022, adică de anul acesta când filmăm noi, probabil o să difuzăm episodul în ianuarie, compania Adormi este în categoria Benefit Corporations. Bogdan, am încercat să sintetizez tot ceea ce am reușit să citesc despre tine. Mă bucur foarte tare că ești aici cu noi și am o primă întrebare. Principala valoare, din punctul meu de vedere, a organizației voastre nu este nici tehnologia pe care ați creat-o, nu este nici business-ul, nici logistica, nici întregul concept pe care ați reușit să-l dezvoltați și să-l faceți de succes pe plan global, ci cultura organizațională. Cred că asta este partea cea mai valoroasă pe care o aveți acolo și care, surpriză, nu poate fi copiată. Cum ați făcut asta? Sau ești de acord cu afirmația mea și cum vezi tu treaba asta? Da, sunt de acord. Chiar am întrebat niște colegi înainte de podcast. Auziți, aveți idee ce ar trebui să spun acolo? Zi de cultură, asta e. Ai indicat corect. A fost destul de organic, nu a fost o chestie plănuită, cercetată din cărți. Am citit foarte multe cărți care mi-au confirmat că sunt pe drumul cel bun, mai degrabă decât să imit modele teoretice. Cred că am avut un antrenament destul de puternic în perioada înainte de a dormi, când eram un consultant cu o echipă foarte mică și tot timpul am pornit cu oameni de la zero care nu aveau niciun fel de experiență sau cunoștințe și cred că ce am făcut noi bine în perioada aia a fost partea de învățare. Adică ce aveau în comun toate proiectele noastre era că lucram cu tehnologii de care nu auzisem niciodată. Și aveam un client pe televiziune, hai să învățăm ce înseamnă televiziune digitală, aveam un client pe SMS, pe Telecom și cred că am ajuns să facem un soi de learning as a service în perioada respectivă din cauza proiectelor, pentru că auziseră că stai că sunt unii care ar putea poate să ne ajute cu problema asta și ajungeam la proiecte foarte ezoterice, ciudate, nemai întâlnite, cel puțin pentru noi. Aș vrea să nu ne înțeleagă oamenii greșit. Cred că nu e foarte corect să spunem că oamenii nu aveau niciun fel de background. Cred că ai ales totuși oameni care aveau un pic de studii și foarte multă pasiune pentru tehnologie. Da, nu aveau experiență. Nu aveau experiență de lucru. Erau la primul job. Erau la primele joburi. Da. Dar veneau cu cunoaștere din zona de cred educație, licee, de informatică. Cred că ce unea pe toți era într-adevăr pasiunea pentru tehnologie și probabil și un element de valori personale foarte, foarte comun cu ceilalți din echipă. Da. Uh-huh.
vorbim despre cultură organizațională. Foarte multă lume are problema asta, n-a pune degetul pe ea. Cultura e așa o chestie pentru foarte multă lume cu care mă întâlnesc. Din păcate, cultura este să mergi la teatru, să mergi la cinematograf, la balet și la operă. Și e cazul să încercăm să le explicăm ce înseamnă de fapt cultură organizațională. Da? Cum ai defini-o tu? Cultura se referă la comportamentele de pe hol când nu se uită nimeni. Exact. Ce fac oamenii în fiecare zi când nu sunt puși în mod voluntar, în mod autentic. No. Cultura, dacă este să ne ducem în definiție, asta este. Cum facem noi lucrurile aici? No. Cum gândim noi, cum acționăm noi, în ce credem, care sunt prioritățile. Dar lumea zice despre valori. Da, principiile noastre. Cum ne considerăm că trebuie să ne comportăm cu ceilalți, cu clienții, cu partenerii, cu furnizorii, cu colegii în primul rând, nu? Da. Ce e important pentru noi, ce vrem să facem în viață. Ați avut o rețetă să-i alegeți pe oameni sau pur și simplu a fost noroc și ulterior ați reușit să decantați? Poate cei care n-au fost neapărat potriviți cu filmul vostru au reușit să ori să se transforme, ori să iasă din peisaj. Da, adevărul e că n-am prea dat rateuri la recrutare, sincer. Și, într-adevăr, foarte mulți au crescut, destul de mult. Nu cred că avem neapărat o rețetă din asta replicabilă. Ce știu e că procesul nostru de recrutare e destul de alambicat. Avem echipa care se poate de oameni, People Experience Team, sunt toți foști oameni tehnici care au devenit pasionați de psihologie, de neuroștiință, de echipe în timp. Aha. Și au o discuție rapidă cu oamenii, își dau seama destul de rapid despre ce e vorba. Apoi există un... După un interviu tehnic destul de principial, așa, situațional, există un prânz cu echipa și echipa are tot timpul ultimul cuvânt de spus dacă vor sau nu să lucreze cu acel om. Așa că, având o diversitate destul de mare de personalități și de trăsături de caracter, cumva filtrul ăsta e destul de bogat. Nu poți să pui niște trei checkbox-uri. Fiecare persoană își aduce contribuția în a filtra viitorii colegi și în felul ăsta e un cerc virtuos în care devenim din ce în ce mai bun la a ne alege colegii. Și e o chestie bidirecțională, adică și persoanele care vin la interviuri au ocazia să vadă dacă le place sau nu la noi, că suntem diferiți de alte organizații, cu bune, cu rele, și au și ei dreptul să aleagă. Foarte valoros. Ai spus două lucruri care mi se par diferențiatoare, pe care nu știu dacă neapărat le-ați gândit în felul ăsta strategic, dar care, din punctul meu de vedere, livrează enorm de multă valoare. Unu, ați definit funcția asta ca People Experience, nu se cheamă nici HR, nici marketing, nici altfel, da? Este People Experience. Și am fost surprins, am fost acum câteva săptămâni în București, am avut masterclass și am cunoscut-o pe Miki, People Experience Managerul vostru. Da? Doi la mână, am observat originea acestor oameni, oameni cu background tehnic, care ulterior au descoperit psihologia. Asta este foarte rar. În general, în organizații avem HR-ul, sau mă rog, funcția asta, oricum s-ar numi ea, vine cu oameni care vin din zona asta umană, soft, da, psihologie, alte științe, filozofie, științe umane, în general, și nu are neapărat background-ul ăsta tehnic, ceea ce de multe ori reprezintă o lipsă, un mic handicap. Da, nu cred că e un handicap foarte mare, sincer, nu, nu a fost o chestie planificată, așa s-a întâmplat. Însă ajută să fie relatable conversația, un candidat să vadă care în fața sau un om care înțelege cuvintele despre care vorbesc la un nivel mai profund. Exact. Și ajută să nu se transformă într-o conversație artificială. Exact. Credibilitatea partenerului de dialog este mult mai mare când simți că vorbiți aceeași limbă. Da. Același limbaj, ca să ne ducem către zona tehnologică. Aveți oameni care stau cu voi de 7 ani, 8 ani, 10 ani, da? Nu prea
ai spus la un moment dat, nu prea recrutați. Adică aveți un volum foarte mare de oameni care sunt acolo de foarte multă vreme. Echipa fiind bine dimensionată în zona asta de 150 până în 200 de oameni în total, nu? România plus America, nu aveți neapărat nevoie de creștere. Nu aveți obsesia asta pe care o au cele mai multe companii din zona tehnologică. Crește, mai avem încă 500 de oameni în ăsta, încă 300 de oameni în ăsta. Și atunci ați reușit să aveți stabilitate. Totuși, cum faceți de asta oamenii? Primul răspuns al unor oameni care se uită la înregistrarea asta, sigur plătesc foarte bine, sigur sunt top payers. Faceți asta? Eu zic că plătim bine, okay. Nu știu dacă suntem top payers. Apropo de dimensiunea echipei, adevărul e că vrem să creștem, nu ne opunem ideii de a crește. Avem nevoie foarte mare de oameni, însă ce încercăm e să prioritizăm cumva partea de eliminare a muncii inutile sau mai puțin valoroase, cu un impact mai puțin. Preferăm să facem asta decât să aducem oameni mulți. Preferăm să automatizăm munca care se poate automatiza decât să aducem oameni mulți. Asta nu e neapărat un lucru plăcut sau confortabil. E foarte dificil emoțional să ai de 100 de ori mai multe proiecte decât poți duce. E stresant, de-a dreptul. Și așa că oamenii au nevoie să-și dezvolte abilitatea de a prioritiza, de a alege, de a se concentra pe un singur lucru. Și asta nu e tocmai ușor, că în România de obicei oamenii sunt obișnuiți să li se spune exact ce au de făcut. Exact, asta e. Și dacă au 20 de lucruri de făcut și pot să facă 10, apare burnout, anxietate, dar la noi vine și autonomia de a alege ce faci, ca să nu lucrezi mai mult decât poți. Și așa că cam ăsta e balanțul destul de dificil de a ajuta oamenii să poată prioritiza bine munca și să facă doar ce are valoare, știu eu, multiplicativă, pe termen lung, enduring, și să mereu să aleagă să optimizeze munca curentă, să elimine munca inutilă, să elimine sursele de suport, sursele de muncă neplanificată, să fie asta o prioritizare continuă. Și în felul ăsta reușim să scalăm impactul fără să scalăm echipa. Deci nu e o chestie principială, că nu vrem să angajăm. Da. Cam asta e. Iar legat de întrebarea cum facem să rămână oamenii, am mai întrebat, încercam să ne facem site-ul de cariere și am întrebat pe Slack, hei, dacă te-ar întreba un prieten, dacă să vină aici, ce ai zice? Și 90% mi-a zis oamenii. Deci sunt înconjurați de oameni, nu numai că îi apreciază, îi respectă sau încredere, dar chiar țin la ei. Majoritatea celor din jur sunt oameni cu care îmi face plăcere să mă văd în fiecare zi. Și eu zic majoritatea că poate nu se cunosc toți cu toți. Da, ați ajuns la o dimensiune în care e posibil să întâmple asta. Și asta e un lucru important. Iar apoi contează foarte mult și partea de leadership. Avem și noi problema că am promovat ca lideri oameni tehnici care nu au mai făcut asta niciodată, ca multe alte companii. Și așa că E o continuă muncă de a-i duce din zona de performanță, de rezultate, în zona de mentoring și de servant leader, să-i ajute pe ceilalți. Servant. Foarte important lucrul ăsta. Însă, din fericire, nu cred că au avut niciodată în organizația noastră un exemplu negativ. Așa că poate lor nu le vine natural, poate vor, ok, dar de ce nu fac lucrurile la fel de bine cum le fac eu? Pentru că tu ai 10 ani în plus de asta. Și acum fiecare membru al echipei are ca lider pe cineva la care poate să ducă, să ceară ajutor.
deseori când am eu discuții cu liderii din organizație, le spun o poveste, închipuiesc că ai făcut un accident de mașină. Care e primul gând? Aoleu, să nu afle tata sau îl sun pe tata să mă ajute? Cam așa ai vrea să se poartă oamenii cu tine. Uh-huh. Să aibă atât de multă încredere încât să-ți spună orice ar face, știi că o să fie alături de el. Să nu le fie teamă de reproș, de pedeapsă de multe ori. Sau de judecată. De judecată, da, exact. Bun, o să ne întoarcem la asta. Am citit treaba asta și mi se pare valoroasă. Definiția liderului la tine este asta. Sunt aici pentru tine. Da, servant. Sunt aici să te ajut, sunt aici să te sprijin, sunt aici să te servez, sunt aici să îți răspund nevoii. Da. Ai vorbit la început, un lucru, ai spus despre faptul că sunteți o organizație care învață, sunteți o sumă de oameni care învață continuu. Da. Un alt lucru care mie mi se pare extrem de valoros și foarte diferit de ceea ce am întâlnit în cele mai multe organizații din software, din tehnologie, este că sunteți ingineri, dar sunteți ingineri care înțeleg foarte bine business. Da. Recomand celor care se uită la episodul ăsta să se ducă să asculte două episoade cu tine, unul la Andreea Roșca, unul la Cristina Chipurici, unde sunt foarte multe detalii în direcția asta. Noi nu o să facem o discuție despre business, însă acolo vor găsi modul în care reușești să descrii cum ați reușit să gândiți business-ul, să înțelegeți piața, să înțelegeți clienții, nevoile oamenilor. Ați răspuns cu totul diferit la nevoile femeilor, pentru că n-am spus asta, adormi, vinde lenjerie intimă, pijamale, sutiene, chiloți, lucruri de genul ăsta. Le și design și producem. Exact, faceți design-ul, faceți logistica întreagă și ați reușit să construiți cu totul și cu totul diferit gama de produse, sortimentul, înțelegând clienții. Modul în care reușești să prezinți tu în celelalte interviuri business-ul și modul în care ați descoperit nevoi specifice oamenilor, capacitatea de a răspunde la acele nevoi, cum ați construit instrumentele interne care vă ajută să răspundeți inteligent la asta, se găsesc în celelalte episoade. Însă aș veni la asta. Cum ați reușit să faceți, să fabricați inginerul de software român care înțelege business? Nu l-am pentru fabricat. Că, sigur, să-l ajutați să se formeze. Primul răspuns e că nu a fost ușor deloc. Cu siguranță nu e ușor. Știm că pentru un programator cel mai oribil lucru e să ai o zi plină de ședințe. Întreruperea flow-ului de creativitate e groaznic. Așa că ideea de a sta într-o cameră cu niște oameni care se uită la cifre e doar un impediment în a face muncă de calitate într-o primă fază. În primul rând, cred că e important să duci foarte mult decizia aproape de cel care execută. Inovația asta în modele de business nu se întâmplă în aer, așa. E nevoie de oameni care să o facă și dacă faci inovație pe tehnologie care să ajute clientul, nu poți să-i zici unui programator, hai, inovează ceva acum, ceva bine. Fii creativ acum. Ceva bine, ceva bun pentru clienți. Uh-huh. Și așa că dacă aduci, în loc să aduci, ok, scriem niște cod frumos, sau fă niște feature-uri bune, sau fă niște software de calitate, astea sunt niște lucruri care te duc în zona de output, nu de outcome, de măsori munca, nu măsori rezultatele. Și dacă te duci, ok, am problema asta, rezolvă, deja oamenii devin împuternici, ok, cum facem să ajungă comenzile mai repede sau cum facem să ajungă produsele care trebuie la oamenii care trebuie. Și asta implică și niște elemente de design de organizație, adică e nevoie ca echipele respective să fie mici, să poată executa rapid lucruri, să fără foarte multă birocrație și să fie multidisciplinare, să aibă toate skillurile necesare, să fie product management, design, analiză de date și toate fațetele engineering, QA, front-end, back-end, DevOps, etc. Și atunci, având niște echipe cumva autonome și complete și dându-le probleme de business, nu probleme de software, evident, vor găsi soluții de tehnologie, ca asta știu să facă. Și asta implică oarecare leap of faith, o încredere foarte mare de la oamenii de business că
Nu noi trebuie să gândim soluțiile și să le dăm la lucru, ci putem să ne bazăm că dacă avem niște obiective comune, eu fac partea mea, ei își fac partea lor și împreună suntem o echipă complementară în care lucrăm împreună spre un obiectiv și nu eu am proiectul și deleg o bucată echipei de tehnologie. Deci cumva e și partea de organizație, iar legat de oameni, e vorba de ritualuri. Nu știu, am început să facem de câțiva ani o chestie care se numește Dual Track Development, în care ai sprintul de execuție și ai sprintul de discovery făcut de aceeași echipă. Și practic, în loc să vină niște obiective de business care sunt prioritizate de un product manager și apoi puse pe echipă, ai niște probleme de business care sunt prioritizate în perioada asta și echipa face partea de înțelegerea problemei cu ne uităm la competitori, ne uităm la date, facem interviuri cu clienții, facem prototipuri, care e o muncă foarte intensă, ca să-și pregătească partea de execuție care veni mai târziu. Și în munca asta de discovery e implicat foarte mult echipa tehnică. Nu sunt acolo doar să verifice posibilitatea de a implementa. Că de multe ori ai un programator în cameră, se poate că durează, cam exact. Astea sunt întrebările. Exact. Nu, sunt în cameră să contribuie cu idei și să cu soluții. Da, să găsească ei ce se poate, să găsească ei noile posibilități. Și în momentul în care tu ai luat decizia, când ajungi să execuți, cumva e copilul tău, și ulterior, oricum majoritatea ideilor nu ies, așa că etapa de a monitoriza rezultatele de business și de a reveni cu iterații și cu iterații devine foarte e îmbrățișată de oameni. Nu e aură, adică n-am făcut bine. Nu e frustrantă. N-am făcut bine, trebuie să refac. Nu, pentru că ei văd, ok, hai să vedem dacă a mers. Ia uite, că aici metrica asta nu a urcat. Oare de la ce? Hai să mai facem un interviu, să înțelegem. Devine partea asta de curiozitate foarte importantă. Asta este o filozofie specifică unei organizații care face produs propriu. Din păcate, industria noastră încă este în zona cealaltă, în zona de servicii și unde mentalitatea este exact asta. Munca programatorului este strict execuție. Ai primit niște specificații, pune mâna și livrează pe aceste informații pe care le-ai căpătat. De foarte multe ori, ceea ce se livrează este nu neapărat cea mai sănătoasă și cea mai fericită rezolvare. Ceea ce faceți voi este radical diferit și aș vrea ca să explicăm un pic mai mult treaba asta pentru managerii din zona asta, dar și pentru cei care lucrează în software. Cum construiți balansul ăsta între a înțelege problema și a face designul soluției, a munci la zona asta de gândire și de dialog și zona de execuție. Există o proporție? Există, nu știu, aveți aici 30%, aici 70% sau aici alocăm prima parte a zilei, a doua parte a zilei? E o rețetă sau este pur și simplu ceva pe care îl simțiți? Da. În primul rând aș afirma că partea asta de servicii nu e atât de rea. Nu înseamnă că produsele sunt nirvana. Nu, însă valoarea pe care o produci este one time. Da. Da. O produci, încasezi, ceea ce mi se pare mie valoros în zona de companie de produs este că odată ce ai construit treaba asta o vinzi repetitiv și mai mult decât atât ai mai mare sentimentul ăsta de ownership asupra soluției. O să fac o mică paranteză. Cam ăsta e motivul pentru care am intrat în Adorm în 2013, la sfârșitul 2012. Făcusem 10 ani partea asta de servicii și erau servicii foarte aproape de ce descriu eu. Adică stăteam cu oamenii din compania respectivă și încercam să definim problema împreună. Era foarte aproape de asta, dar nu aveam așa un pic sentimentul de a construi ceva pe termen lung, ceva care durează. Și aici cam asta a fost speranța mea, că o să putem construi ceva pe termen lung și încrederea pe care am avut-o între noi a contat foarte mult.
Și într-adevăr, ca, știu eu, purpose, ca împlinire, contează foarte mult. Revenind la întrebarea ta, dacă e nevoie de un anumit echilibru, depinde foarte mult de rol. În principiu, un product manager petrece foarte mult timp în partea asta de discovery, de descoperirea problemei. Un junior programmer petrece foarte mult timp în partea de execuție. Important este să existe o suprapunere, să nu fie izolată și să lucreze în echipă. Și în special partea de decizii să fie făcută la comun. Și partea de decizii ca timp nu e foarte îndelungată. Poate, nu știu, echipa de subechipa, cei doi oameni care fac design, product management, să petreacă mult timp cu user interviews, cu prototipare și da, e util să participe măcar la un interviu pe lună un programator, să observe, să vadă un client în carne și oase, mă rog, pe video. Da. E util ca în sesiunile importante de decizie să participe engineering manager sau altcineva din echipă, să nu fie luate deciziile fără ei. Adică e nevoie de un overlap, de o suprapunere care depinde de la rol la rol și de la activitate la activitate. Important este să nu există o izolare și un proces din ăsta tranzacțional de aruncat peste gard pisica. Mi-a dat, nu mi-a dat, s-a făcut, nu s-a făcut. Ok. Dacă ar fi să împarți timpul de lucru efectiv al unui om în grupul vostru, în Adormi, în muncă efectivă de scris cod, de făcut tehnologie, muncă de descoperit zona asta de înțelegere a problemei și timpul de relaționare umană, nu știu, să ne cunoaștem între noi, să fim o echipă, să fim împreună, cum ai defini proporțiile? Pentru că există în cele mai multe organizații pe care le întâlnesc, cel mai mult este timpul ăsta. Foarte rar găsim timpul ăsta de discovery la modul în care l-ai explicat tu și extrem de rar și foarte greu și de multe ori artificial timpul ăsta de hai să fim împreună, hai să ne cunoaștem, hai să fim social, cum ai spus la început, valoarea asta socială, oamenii. Hai să descoperim și oamenii din spatele tastaturilor. Cum faceți voi asta? O să încep cu partea de oameni. Sunt niște interacțiuni în echipă și niște interacțiuni în afara echipei. În afara echipei sunt destul de multe forumuri de interacțiune între echipe. Avem comunități de practică. De mult, de la început am făcut. Când au apărut primele echipe multidisciplinare, ne-am dat seama că, ok, înainte aveau un grup de o breaslă, dacă vrei. Eram noi, programatorii de front-end, QA, care ne aliniam, vorbeam, stabileam ce e de făcut și făceam la fel. Acum erau izolați, fiecare echipă avea un membru al acelei bresle. Și comunitățile astea de practică au fost un construct artificial la momentul respectiv, hai să creăm niște linii orizontale. Și acum au un rol triplu comunitățile astea, au un rol de legiferare, dacă vrei, de stabilire de convenții. Niște standarde. Exact. Aha. Care nu neapărat sunt reguli, sunt mai degrabă niște norme, niște principii. Convenții, da? Apoi e partea de educație, mă aștept ca ei să împărtășească, sau chiar să facă învățare structurată, să facă un workshop împreună, ceva de genul. Foarte valoros. Și apoi partea de socializare, e un fel de bar, biserică, depinde unde socializezi mai mult. Locul în care ai niște oameni care au cam aceleași probleme în fiecare zi ca tine și te înțeleg și poți să te plângi sau poți să te lauzi ce ai nevoie în ziua aia. Și comunicarea e continuă pe canalele astea pe Slack, dar sunt și întâlniri fizice, periodice, la 2 săptămâni, unii fac mai des. Și sunt multe formuri din astea orizontale. Sunt comunitățile de practică. Mai e un grup pentru partea de DevOps, de infrastructură, în care ai câte un membru sau doi ai fiecare echipe. Mai ai un grup pentru
ergonomie. Avem un grup pentru usability în care sunt și programatori și designer și se întâlnesc și discută chestii de usability. Foarte multe grupuri astea orizontale care au întâlniri, au agenda. Nu e atât de bine organizat agenda tot timpul. De multe ori se întâlnesc și stau la povești, dar e extraordinar ca liant social. Și ajută foarte mult dacă te gândești la partea de execuție, că foarte des ai nevoie de sprijin de la alte echipe și nu sunt niște adrese de e-mail, sunt niște oameni pe care îi știi bine și cu care ai vorbit ieri. Și care sigur o să-ți răspundă mai repede, cu care nu mai trebuie să te formalizezi. Asta e partea de socializare în afara echipei. Avem și evenimente din astea all hands și cu toată compania și în echipa de tehnologie. În echipa de tehnologie organizarea evenimentului ăsta e tot timpul descentralizat. Avem alt facilitator în fiecare lună care găsește vorbitorii. Sunt multe evenimente din astea paralele cu execuția care se întâmplă. Workshop-uri de pictură organizate de 2-3 colegi care sunt pasionați. Și așa mai departe. În echipă avem ritualurile astea agile, care sunt peste tot, daily stand-up, sprint retrospectiv. Ce am încercat să facem aici e să ne concentrăm foarte mult pe echipă și mai puțin pe partea de cifre. De exemplu, la o retrospectivă nu ne uităm neapărat la burn-down chart, să vedem câte task-uri am făcut, încercăm să ne gândim, ok, noi ca echipă, ce a mers bine, ce n-a mers bine, ce putem schimba. Și de multe ori sunt întâlniri foarte emoționale, oamenii își varsă acolo amarul sau bucuria și închipuiesc că dacă faci asta la 2 săptămâni, ai, nu știu, 20 pe an, cred, ai îmbunătățiri continue pe cele mai importante dureri din momentul respectiv, care se cumulează aducând return accelerat după o perioadă, ca la investiții. Cumva au și un element de psychological safety, de încredere și libertate de a avea conflicte constructive. Știind că nu vei fi judecat, nu vei fi... Exact. Sunt elemente ca asta care creează un nivel ăsta de încredere ridicat între oamenii. Da, îți mulțumesc că ai menționat asta, voiam să intru peste tine să spun exact treaba asta. Am făcut o cercetare pentru doctoratul meu, m-am întrebat de ce industria noastră de software nu produce atât de multă valoare cât produce industria estoniană sau altele. Și răspunsul este exact ăsta. Îmi lipsesc 2 factori fundamentali pentru inovație. Siguranța psihologică, pe care tocmai ai descris-o, și inițiativa personală, pe care tocmai ai descris-o anterior. Da. Faptul că oamenii au ei decizie, faptul că ei propun soluții, faptul că ei le dezbat, faptul că au ownership pe proiectul pe care îl dezvoltă, decizia este de foarte multe ori, de cele mai multe ori la ei și propunerile de a schimba lucrurile sunt la ei. Nu e nici un fel de rocket science, lucrurile astea sunt scrise, sunt documentate, există companii model în direcția asta, Google este una dintre ele. Trebuie doar să învățăm. Voi ați învățat-o în mod autentic. Nu ați avut neapărat un plan în direcția asta, ați făcut learning by doing, dar ați simțit-o că faceți asta. Da, n-aș zice că am fost total rupți de știința din spate. Sigur că da. Cam toți citim foarte mult, ne ducem la conferințe, ne întâlnim cu oameni pe care îi admirăm din domeniu și învățăm de la ei, așa că nu zice că a fost intuiție pură. Ok, a fost intuiție plus documentare. Plus da. V-ați întreba mereu cum pot să fiu mai bun. Să zicem că ne-am ferit de a aplica rețete externe, hai că o să ne salveze dacă facem procesul cu tare. Și într-adevăr am preferat să avem calea noastră de a ajunge acolo, însă mereu am avut un pic de ghidaj de la, știu eu,
practicile cel mai bune din industrie sau știința din spate. Acest episod vă este oferit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Pentru că știe că sănătatea înseamnă echilibru pentru minte și trup, MedLife a lansat singurul abonament medical 361 de grade. Un abonament complet, cu acces la servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și cu asigurare medicală inclusă. Prin acest abonament, MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în România. Iar împreună cu MedLife, prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Un lucru pe care l-am remarcat în ceea ce ai scris tu este un cuvânt frugal. Frugal, adică zgârcit, dar în sensul bun. Da? Adică cu resurse minimale care să livreze maximă valoare și în același timp ținându-ne picioarele pe pământ fără să ni se urce la cap. Da, adică o combinație de modestie, smerenie și totodată pragmatism. Da. Unde se vede treaba asta cel mai bine, frugalitatea asta? Ce comportamente aveți care definesc frugalitatea, mentalitatea asta de gândire cumpătată? Da. Se văd în dimensiunea multor lucruri, dimensiunea echipelor, sunt echipe foarte mici, numărul echipelor sunt totuși puține echipe pentru ce business operăm, puține linii de cod, puține funcționalități. Ce business operăm? Avem o cifră, peste 200 de milioane de dolari cifră de afaceri în 2021, asta e publică. Da. Un business cu 160-180 de oameni? Cred că acum suntem ceva mai mulți, între 200 și 300 în toate birourile. Ok. Dar în 2021 erați sub 200? Da. Asta? Și nu? Dacă ne uităm la echipele de tehnologie, sunt 12 echipe de câțiva oameni, fiecare cu un scop foarte larg, nu știu, partea de infrastructură și de developer experience sunt 4-5 oameni, partea de BI sunt 3 oameni, sunt echipe mici. Și dacă suprapunem asta cu ambiții mari, devine necesar să faci lucruri care contează, care au impact într-un fel simplu, minimalist și rapid. Și uite, ca să intru un pic pe ce înseamnă rapid, mereu am dezbateri cu unii colegi că poți face fie repede, fie bine și că facem raba la calitate și dacă ne grăbim și cumva o mare parte din inovația pe care o facem noi e în felul în care muncim, ca, nu știu, ora de muncă să aducă de la an la an impact din ce în ce mai mare. Ce putem elimina, ce putem automatiza, ce putem simplifica. Deseori descoperim că facem foarte eficient lucruri care nu aduc nimic și vrei să le elimini, știi? Și cred că despre asta e frugalitatea în mare, despre a elimina risipa, nu nimic altceva. Risipă însemnând timpul oamenilor, timpul, emoțiile oamenilor uneori, dar și... Da, gândește-te un pic că noi ne petrecem, nu știu, 8-9 ore la muncă din perioada cea mai frumoasă a vieții. Și nu știu, dar trebuie să iei toate orele alea care au fost risipite și le-ai aduna în vieți de om, ar fi un genocid, ca un război din ăsta mondial. Și asta o conștientizează toți colegii tăi? Nu știu. Dar să mă rog, asta este partea asta de frugalitate și de eliminarea risipei, da. Partea asta cu genocidul, am zis eu. Ok, da, dar s-ar putea să o simtă fără să o, să o formuleze. Mi-a atras atenția în poveștile pe care le-ai spus în celelalte episoade faptul că ați avut mereu
o foarte puternică interacțiune între cele două locații, între cele mm-hmm. două poziționări. Menționai în momentul în care ai făcut interviurile cu Andreea și cu Cristina că permanent v-ați deplasat unii către ceilalți, asta v-a lipsit foarte tare în pandemie și presupun că ați început să o recuperați, da. Da? Că mereu ați fost unii împreună cu ceilalți și prezența fizică a valorat enorm. Dincolo de ce munceați în birou, seara la un restaurant, ieșirile, nu știu, în weekenduri, în da. Cabane sau unde se mai întâlnesc cu oamenii, nu profesioniștii, v-au ajutat foarte mult. La fel mi s-a părut remarcabil și iară este un factor diferențiator la voi pe care am putea să-l luăm drept lecție, faptul că puterea, decizia s-a distribuit egal între cele două tabere, adică aveți doi C-level, aici aveți 8 membri ai boardului în București, da. Nu a fost firma mamă care le știe pe toate și firma din România care să facă bine să execute, cum întâlnim de multe ori din păcate situația asta. Cât de mult contează chestia asta, apropierea asta între două locații diferite? Sunt foarte multe organizații în care avem cel puțin două localizări și granițele și distanțele sunt de multe ori uriașe. Da. E, în primul rând, ca spuneam mai devreme, că te întâlnești pe hol cu oameni și îți place să te întâlnești cu ei. Mhm. Uh-huh. Cred că contează și la zona asta globală același lucru. Uneori am conversații rare cu unii colegi din New York și în mijlocul acelei discuții rare simt așa un regret. Băi, cum de nu ne-am mai văzut de atâta timp? Uh-huh. Chiar cred că conectarea asta profundă între doi indivizi poate să miște munți, nu știu... Știi că, ok, pe zona aia de business, de operațiuni, dacă știu că am nevoie de un sfat, de sprijin, de poate de un feedback, știu că voi găsi acolo ajutor, voi găsi un om cu care avem o relație bună și nu am această ezitare, această... Da, hai că mai bine fac eu cum știu, că nu vreau să mă leg la cap cu toate discuțiile alea. Da. Și contează să știi că e un om în partea cealaltă cu care împărți niște valori. Și da, prezența fizică contează foarte mult. Am tot studiat chestia asta în timpul pandemiei, că am văzut niște efecte din asta de alienare între echipe. Uh-huh. În timp, interiorul echipelor lucrurile funcționau foarte bine. Uh-huh. Chiar a crescut performanța maxim. De multe ori a crescut și intensitatea comunicării. Da, da, da. Uh-huh. În schimb, între echipe a apărut o chestie din asta de... Distanțare, de răcire. Distanțare, alienare. Practic nu mai aveai o empatie cu grupul celălalt să înțelegi care e viața lor, ce vor ei, care sunt durerile lor. Și erau ceilalți, știi? Și e important să străpungi barierele astea, da, zidurile astea. Da, 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 să creezi punți și vizitele astea ajută la întări punțile astea. Și ziceam de pandemie, de ce în mod deosebit în pandemie? Sunt și niște aspecte din astea fiziologice, până la urmă. Ai tot felul de neurotransmițători care nu funcționează pe Zoom. Oxitocina, serotonina, ai nevoie de interacțiune în aceeași cameră. Sunt și niște studii, am văzut, în care întârzierea aia de la videoconferință creează emoții negative față de cealaltă persoană. E ceva straniu acolo, că nu se mișcă cum... Distanță sau frustrare. Sau... E o chestie neurologică, e ceva off acolo. Și de asta poți să ai relații extraordinare la distanță, poți să ai organizații foarte performante la distanță, însă... dificultatea de a crea conexiunea asta puternică, emoțională, între doi oameni e foarte ridicată la distanță. Ce ați făcut ca să reparați această alienare? Ați avut aveți un plan acum? Lucrați la chestia asta? Și doi la mână, că se leagă.
aveți problema asta a reticenței oamenilor de a mai veni la birou? Băi, am câștigat acest drept al muncii remote, să nu vă atingeți de dreptul ăsta. Cum e la voi? În primul rând, cred că am citit undeva de relationship bank account, o metaforă în care mereu între doi oameni e acolo un depozit de încredere în care mereu trebuie să depui și când sunt lucruri nasoale, scoți. Se scoți de acolo. Da, da, da. Și, ca să nu se rupă relația. Da, da. Și pornești de la un... Nu cred că pornește nimeni de la zero, pornești de la un plus. Un credit de în start. Da, da, adică, ok, lucrăm împreună, hai să ne dăm și credit. Și cred că în momentul în care am intrat în pandemie aveam cu toții aveam un depozit conturile mare grase. Acolo. Conturile grase. Și practic în echipe n-am extras aproape deloc, dar mai cât o neînțelegere, cât o miscommunication, stai că n-am înțeles ce a zis și încet încet mai scad. E la echipe complet noi, că am mai angajat oameni în ultimii 2 ani, destul de mulți, în primii 3 ani. S-a văzut foarte clar lipsa asta de o încredere mare inițială și la fel între echipe a scăzut destul de rapid cu fiecare, nu știu, proiect în care stai că stăm după ea. Da. Practic, cea mai mișto chestie că aveam deja încredere foarte mare și nu ne-a durut foarte rău așa. Mai vreau să fac o remarcă. Eu nu sunt foarte fan remote work în perioada mea de formare eram foarte implicat în comunități open source, care erau cu oameni care nu știam cum arată și chiar aveam relații de prietenie cu niște pseudonime. Și când ne vedeam o dată pe an la o conferință, ne îmbrățișam, vai, ce mai faci? Și așa că înțeleg că este foarte posibil și realizabil să ai organizații distribuite performante și să ai relații autentice la distanță, nu zic că e imposibil, chiar am trăit asta și sunt recunoscător pentru asta, dar e mai greu și cel puțin noi ca organizație ne-am construit foarte mult pe felul ăsta de a fi aproape, de a avea încredere în cei din jurul meu și e greu să, pe o cultură formată așa, să implantez metoda asta de lucru complet distribuită. Nu zic că nu merge, dar cel puțin la noi azi e greu, ar fi greu. Ok, și ce faceți ca să... Bun, ce faceți? În primul rând... E un re-onboarding, este o reconstruire a legăturilor. E simpatic. Biroul nostru din București e un loc simpatic. Foarte mulți colegi își pun poze pe Instagram din birou. Se simte cumva ca un loc în care te duci să... Din motive din asta, mai degrabă de entertainment, să te simți bine. Știu că mereu trece lumea pe stradă și vor să intre în curte crezând că e o terasă, un bar, ceva. Și nu, noi suntem o companie privată și sunt supărați, trag de poartă, că avem o curte cu... Sunteți undeva lângă Cismigiu, da? Și, e plin de cafenele în jur, e un loc cald și cred că mereu colegii au asociat spațiul ăsta cu un loc care unde, ne dă... Unde ți-e bine să fii. Da, unde ți-e bine să fii. Și asta a ajutat. Și țin minte când ne-am mutat, m-am întâlnit cu arhitectă să facem un pic planul și mă întreba, ok, care-i conceptul? Și eu zic, nu știu, să fie frumos. Zi-mi valorile voastre. Dar nu știu dacă se translatează la spațiu. Și am stat, am vorbit câteva ore și am zis să povestesc despre echipe. Băi, noi suntem... îmbrățișăm schimbarea, tot timpul incertitudinea și am ajuns la un concept de design in the absence of a designer, în care totul este reconfigurabil și mobil și toate tablele sunt pe roți, televizoarele sunt pe roți, obiecte de mobilier sunt mici și fiecare încăpere e reconfigurabilă după nevoile pe care nu putem să le știm la momentul designului.
Și mi se pare că foarte mult din spațiu încorporează fizic elemente de cultură organizațională. E foarte prietenos, e dezordonat, sunt canapele cu lucruri pe ele, nu e un spațiu steril ca un muzeu. Uh-huh. E cam ca acasă, așa. Și asta cred că a contat. Nu am zice că asta e rețeta, să ai un spațiu mișto, că spațiu mișto mai au și alte organizații, sau dar are fiecare acasă. E un element important. Și acum când am început, noi am deschis biroul când a fost safe cu boala, uh-huh. L-am deschis și veneau, erau oameni care stăteau pe aproape sau veneau cu metrou, care veneau în fiecare zi. Știu că au venit câțiva și când era ilegal, că noi nu eram frontline workers, uh-huh. în mai atunci, în aprilie, când a uh-huh. fost lockdown. Și, și sunt foarte mulți care vin pentru că aici pot ei să lucreze mai bine și eu sunt așa, mi-e foarte greu să lucrez de acasă, nu știu. Uh-huh. Și decizia este la nivelul echipei? Adică ei hotărăsc, nu? Ei, la un moment dat, mai recent, n-a prea mai funcționat chestia asta cu ambiguitatea, că erau foarte mulți colegi care zice, ok, dar noi cum suntem? Suntem remote, suntem hybrid, ce? Cum facem? Iar la angajare, e important să spui, oamenii să dai trebuie. Claritate. Clar. Și uh-huh. nu puteam să zicem, băi, e remote, că nu funcționăm bine remote. Știam că nu funcționăm bine remote. Și ce am făcut? Am făcut un proiect destul de mare cu echipa asta de People Experience, de Design Thinking, în care am făcut interviuri cu vreo 30 de colegi, să întrebăm, ok, cum e ziua ta, cum e commute, cum e... și concluzii din proiectul ăsta a fost să și reamenajăm birou mai potrivit. Am cumpărat niște silent pods din asta pentru discuții. Da. Uh-huh. Așa. Și partea de ritualuri, am zis că orice eveniment de echipă cu interacțiuni puternice, gen un workshop, ideație, retrospectivă, etc., îl facem la birou. Am stabilit că fiecare echipă decide când, unde se văd, dar e un commitment pe care îl respectă membrii echipei, dar e decis de ei, nu uh-huh, e impus. Uh-huh. Și acum am ajuns la un echilibru în care n-aș putea să zic câte zile pe săptămână vine lumea în medie, dar intuiesc că una, două zile vin cei care vin mai rar, care pot sta mai departe sau uh-huh. pur și simplu nu le place să... nu se pot concentra într-un grup. Iar, mă rog, restul, cum au chef, 3 zile, 4 zile, 5 zile. Da. Okay. Deci a fost proiectul ăsta de a include în designul hybrid work oamenii și apoi de a descentraliza, știu, implementarea la fiecare echipă. A ajutat foarte, foarte mult să nu se simtă obligați. Știu că am avut colegi care vorbeam cu ei și întrebam de chestia asta și ziceau, păi noi oricum venim câteva zile, dar dacă ne zice cineva să venim, păi nu mai venim. Foarte important ca oamenii să aibă sentimentul că e decizia lor, nu este ceva și ce chiar să fie, nu doar să aibă Da. Să aibă convingerea, da, nu sentiment, convingerea. Da. Bun, dincolo de asta, faceți petreceri, faceți, aveți chestiile astea standarde, petrecerea de Crăciun, petrecerea de vară, mersul cu echipa la karting. Da. Ce, cum le faceți? Ce se întâmplă? Și faceți, le faceți diferit? De partea asta de HR e destul de descentralizată. Înainte să avem echipa asta de People Experience, care e relativ recentă, Scrum Master din fiecare echipă erau practic HR-ul echipei. Aha. Și Scrum Master era de obicei un programator de acolo. Și aveau așa niște responsabilități și organizau la nivel de echipă tot felul de... Hai că mergem la munte, lucrăm o săptămână la munte... hai să, nu știu, mergem, cum ai zis, karting. Da, sunt unii care au fost și la karting, dar sunt mai degrabă chestiuni pe care le fac în echipă, le plănuiesc în echipă,
global vin doar banii, nu, okay. nu e un calendar, a fiecare echipă odată la nu știu cât timp trebuie să facă nu știu ce. Li se pot alătura și alții din alte echipe dacă treaba asta se comunică? N-ai observat. Okay. Cu siguranță nu le-ar interzice nimeni. Depinde din ce motiv să duc acolo. Iar imediat după pandemie, când încă nu eram așa hybrid official, am încercat să facem foarte multe, astea au fost cumva gândite. Gândite ca principiu, nu ca implementare. Să facem cât mai multe evenimente cu două, trei echipe. Ni s-a părut că a fost o primă acțiune de a reduce un pic alienarea asta și a ajutat foarte mult. Iar ca evenimente de grup, așa, avem o mică bilă neagră, avem niște review-uri negative pe Google Maps, că or fi ei prietenoși cu angajații, dar nu au respect pentru vecini, pentru că am avut o petrecere de primăvară, un spring... Anul ăsta? Da, da, 2022. Spring așa? Break, ceva de genul. Și a fost prima petrecere după 3 ani. Și ne-au dat review că avem în fiecare săptămână petreceri, că e ca un bar și a fost puțin... dezamăgitor, pe de-o parte cam și incorrect, dar noi chiar credeam că suntem un membru valoros al comunității locale. Încercam să facem curat prin parc, să din astea și să vedem că ceea ce credem noi despre noi nu e reflectat și de percepția celor din jur. A fost cam trist așa. Acum. Și următoarea petrecere am făcut-o cu silent party, ne-am pus căști din alea. Și de atunci nu mai facem petreceri la birou, că am văzut că e... Chiar nu vrem să deranjăm, nu contează că e drept sau nedrept. Acum, serios, există întotdeauna bătrânelul frustrat de pe scară care bate în țeavă. Da, ok, am înțeles. Mi se pare foarte fain asta. Uite, o întrebare... ați scris cultură blameless. Ce faceți când greșiți? Ce face un om din echipa a dormit când își dă seama că a greșit? Cred că cel mai interesant e partea de incidente. Când se strică ceva grav, ori e un... A picat o aplicație? Sau... Da, a picat ceva, s-a stricat ceva, avem niște, nu știu... date greșite și trimite mail-uri la oamenii greșiți. Fel și fel de situații care au impact. Și, în primul rând, avem un proces din ăsta de incident response. Cineva devine incident commander, creează un grup de lucru, se întâmplă rapid o rezoluție, toată lumea din cameră e concentrată acolo pe rezolvarea problemei. Acum de 3 ani stăm cu căscuța și hai adun informațiile publici, ceilalți caut în altă parte. Se întâmplă un war room din ăsta foarte mișto în care se rezolvă plan rapid. Mai face un post-mortem după și aici chiar a fost recent unul interesant. Un coleg a șters o bază date de pe producție din greșeală, credea că e pe laptop și... Și a fost foarte greu de recuperat informația, a durat vreo oră, două și a fost probleme în perioada aia. Și cred că a fost rezultatul acestui post-mortem, a fost cele mai mișto idei de îmbunătățire pe care le-am avut în ultima perioadă. Am ieșit de acolo cu vreo 50 de acționabile care o să ne ajute în... multe alte arii decât cea afectată, multe alte echipe decât cea afectată și toată lumea și din cameră bucuroasă, entuziasmată, hai să le facem și le-au făcut și acum sunt tot felul de sisteme care să-i ajute pe oameni să nu mai greșească și e important. Mi-am învățat, nu știu, și de la industria aviatică, mi se pare că acolo exact. E atât de important să nu dai vina pe oameni, că altfel mor oameni dacă dai vina pe oameni, că nu se rezolvă sistemul. Da, e cartea Inovația, Matt Ridley explică asta. Da, ai citit-o? Nu, da? Nu. Matt Ridley este un expert în inovație care asta spune, compară aviația cu medicina și spune, băi,
ăștia întotdeauna caută să pedepsească pe cineva și atunci niciodată nu se pun problemele pe masă și nu se caută soluții, pe când aviația nu vrea să decapiteze pe nimeni, ea și studiază cutiile negre, învață din asta și progresează enorm. Da. Și... Bine, acum sunt și genul de greșeli care nu sunt tehnice, sunt greșeli de tip... Sunt într-o întâlnire și încercând să fiu foarte asertiv și să țin echipa accountable la o promisiune, spun lucruri care rănesc. Asta se poate întâmpla. A, dar tu mereu zici că faci și nu faci. Chestii de genul. Asta sunt tot niște greșeli. Întrebarea ce faci cu asta? Că cumva dacă le ignori, perpetuezi niște modele negative de comportament care devin cultura. Și da. Aici e mai important și cred că aici abordarea ca lider pe care o ai e să fii alături de omul ăla, să înțelegi care a fost intenția pozitivă din spatele acelei ieșiri, să presupui că nu a vrut să facă rău celuilalt și să-i acorzi cumva benefit of the doubt și să-l ajut să își gestioneze mai bine emoțiile, să-și ajut să-și gestioneze mai bine felul de a da feedback. Dar gândește-te, revenind la problema că liderii noștri toți sunt programatori, uneori e greu să faci asta cu un coleg, să fii alături de el ca un psiholog, ca un consilier. Da, nu cred că avem soluția magică la asta, dar cred că intenția... Dar sunteți atenți la ea. Da, intenția contează când intri în discuția asta să fii acolo pentru a-l ajuta să-și depășească blocajul ăsta și nu pentru a-l pedepsi. Ok. Aș sintetiza ce ai spus despre momentele de greșeală. Cu siguranță nu sunt dezirabile, dar dacă tot s-au întâmplat, sunt o oportunitate de îmbunătățire. Și analiza asta post-mortem, cum ai spus tu, vine și zice, ok, hai să vedem ce n-am făcut bine, ce ar trebui să facem ca lucrul ăsta să nu se mai întâmple, nu? Și hai să vedem ce putem să facem chiar mai mult decât atât să îmbunătățim în general procesele. Deci cumva să îmbrățișăm momentul de eroare sau de catastrofă în sensul de a-l anihila în viitor și a construi, a învăța ceva din el și a construi reziliență pe termen lung. Ai mai zis ceva la un moment dat într-unul dintre interviurile anterioare despre premortem. Și mi s-a părut extraordinar și cred că orice fel de inginer software, nu mai vorbesc de cei care conduc echipe, orice fel de manager din orice fel de business ar trebui să înțeleagă povestea aia. Poți să ne zici aia cu premortem? Este o modalitate de a gândi extrem de ambițios. Da. Andreea te întrebase de premortem, da? Și tu ai spus, dar de ce să nu ne uităm la presucces? Asta a fost, da? Premortem este un concept al lui Gary Klein, nu? Când analizezi înainte de a începe execuția unui proiect, te uiți la el și zici, ok, hai să ne închipuim acum de ce dăm fail, de ce o să ratăm, astfel încât să poți să faci îmbunătățire înainte de a-l porni. Și tu ai venit și ai spus, nu, stai să vezi ce înseamnă presucces, e mai bună asta. Da, mai multe exemple. În primul rând am un coleg care e foarte inspirat de niște practici de la Amazon, cred, și face press release pentru un proiect. Press release, comunicat de presă, ok. Da, ok, hai să vedem ce am scris într-un press release. Aha, să povestim ce am făcut. E foarte simpatică practica asta. N-ai ce că e generalizată, e doar un exemplu. Dar vreau să dau un exemplu mai practic. La un moment dat am avut, pe la începutul anului trecut, o problemă de oameni, de organizație, în care o anumită echipă era supărată, au plecat doi oameni, nu era bine. Și am făcut un post-mortem. Uh-huh. Hai să facem, am făcut o retrospectivă mai înainte de ultima lor zi. O combinație într-un exit interview și o retrospectivă, dar nu doar cu cei care plecau, ci și cu cei care rămâneau. Ok, hai să vedem, de ce plecăm? Și voi care rămâneți, am văzut că nu o să se schimbe nimic, o să plecați și voi, de ce ați pleca? Și am făcut chestia asta
Și un exemplu era lipsă de cultura datelor. Și, băi, dar ce înseamnă asta? Că noi ne mândrim, că suntem data-driven. Nu știu să programatorii să facă nu știu ce tipuri de rapoarte, nu știu ce tipuri de integrări cu sistemele de date. Ok. Deci mai degrabă o lipsă de interes și cunoștință de la alți programatori pentru ce faceți voi zi de zi. Ok. Și pe aia, dar cum ar arăta dacă n-ar avea lipsa asta de cultură? Adică ce ar face concret? Adică, ok, vent, dar la un moment dat, dar ce vrea să fie instead of that? Ok, uh-huh. Asta nu, dar cum e? Cum e albă? Uh-huh. Cum ar fi bine, știi? Și am zis, păi ar trebui să facă niște. Și am făcut notițe și am făcut un sistem de grading data maturity pentru echipe. Și am luat toate echipele, hai să vedem, ei sunt la un 2, la un 6, la un 7. Am făcut un grup de lucru cu un membru al fiecarei echipe să vedem unde sunteți fiecare și să vedem fiecare bifă, ca să nu mai zică colegul ăla că nu aveți data culture, care ar fi. Și a fost, a fost o accelerare masivă a colaborării, a interesului și am ajuns foarte, foarte rapid într-un punct în care vedeam pe Slack screenshot-uri cu ce a zis alt coleg, cu inimioare. Adică bârfe pozitive. Ia uite ce a făcut ăsta, ia uite ce a zis ăsta. Deci se întâmplau niște... S-a transformat un moment de tensiune, de criză. Da. Și mi se pare că ăsta a fost catalizatorul. Hai să ne gândim ce înseamnă să nu fie chestia pentru că ești tu supărat. Cum arată concret? Și după aceea când am avut o poză, am făcut un Excel, a fost ușor și să ne gândim la pași spre a ajunge acolo. Și acum asta într-un punct în care zona asta de date este complet autonomă, au automatizat cam toată munca pe care trebuia să o facă ceilalți și nu o făceau. Și acum echipele sunt foarte autonome, pot să-și împingă, apropo și de punctul de ownership, pot să-și împingă datele fără ajutor în zona de raportare și utilizează datele ca să ia decizii pentru următoarea iterație a produsului. Adică nu numai că le publică, le și consumă. Am înțeles. Asta e tot un fel de post-mortem, da? Un post-mortem transformat în câștig uriaș. Da, partea asta de a defini ce înseamnă data maturity a fost un pre-mortem. Ne-am gândit cum ar fi ideal, utopic, perfect. Exact. M-aș întoarce însă la răspunsul al tău, care ilustrează mindset-ul de antreprenor. Ambiția de a găsi o rezolvare la o problemă care aparent este imposibilă. Da? Deci, hai să vedem cum ar fi dacă am reușit să o rezolvăm. Ce am face dacă, sau cum ar arăta dacă am reușit să o rezolvăm? Asta este cumva o lecție pentru orice fel de antreprenor. Da? Da. Bă, nu se poate. Și modul în care tu gândești este exact invers. Da, sunt foarte enervant la birou că vorbim de diverse proiecte și la legea, asta n-ai cum, nu se poate. Și de ce nu se poate? Pentru că uite X. Excelent. Am aflat o subproblemă. Ok, și până la urmă, dacă încercuiești cu o linie roșie motivul pentru care nu se poate, care de obicei e mic și izolat, o să observ foarte multe lucruri care se pot. Și zici, ok, deci practic doar asta e din problema mai mare, a mai rămas asta mică. Și dacă e pe asta, îmi zice, bine, asta chiar nu există nicio posibilitate și dacă elimin tot ce e posibil și rămâne doar ce e imposibil, brusc apare... Bănesc că oamenii nu mai sunt așa overwhelmed, depășiți de amploarea mamutului și devin mult mai creativi. Da. Funcționează. Bogdan, m-aș întoarce acum către tine. Da. Tu, personal. Ascultând interviurile celelalte și urmărindu-te ce faci și văzându-ți atitudinile, am observat... Un spirit foarte puternic de autoobservare critică. Și vreau să încerc să-ți descrii stilul, sau mă rog, cum este Bogdan ca lider. Eu am observat zona asta de modestie,
de înțelegere de, și exprimare foarte deschisă a propriilor defecte. Da, vorbești despre ori că eu nu contați pe mine, eu întotdeauna întârziu, nu dau lucrurile la timp, complic uneori situațiile. Și modul în care te prezinți și modul în care te descrii, cumva este fix în direcția cealaltă față de modul în care înțeleg cei mai mulți dintre conducătorii de organizații să se prezinte. Nu? În general, cei mai mulți sunt învingătorul, perfectul, personajul ideal de la Hollywood, da? Ceea ce n-am văzut la tine. Cum îl descrii tu? Care e stilul tău? Care e modul în care îți gândești tu rolul? Cred că ca multe lucruri pe care le-am înțeles, cred că este mai mult o consecință decât un design intenționat. Sunt foarte mult un coach și un mentor. Uh-huh. Și motivul pentru care sunt așa e pentru că se pare că pentru mine personal e cel mai eficient mod de a face lucrurile să se întâmple. Într-adevăr, eu nu am... Dacă e să mă uit la feedback-ul constructiv de la colegi, de ce se plâng ei? Că nu sunt suficient de directiv, că nu sunt suficient de clar. Bine, dar noi ce facem concret? Aha. Asta e o critică. Și îmi dau seama că eu am păreri destul de puternice despre cum ar trebui să fie multe lucruri, dar ezit în a o reinforța, ok, faceți așa. Și îmi dau seama că am nevoie am nevoie ca oamenii din jurul meu să interiorizeze principiile care mă fac pe mine să văd rezultatul în felul ăla. Și asta nu pot să fac decât prin coaching și prin mentoring. Coaching adică să se ajute singur, să rezolve singur probleme, pun niște întrebări, ajută-mi să-și clarifice niște dileme. Sau mentoring, ok, un transfer de know-how. Uite cum am făcut eu în alte situații. Da. Uh-huh. Și cam asta e, să zicem, și dacă mă uit în calendar, cum petrec timpul și dacă mă uit la cele mai mari reușite în organizație, cam în felul ăsta s-au întâmplat. Am ajutat încet, încet niște oameni să facă niște lucruri pe care nu vreau să le fac eu. Uh-huh. Cam așa. Cam așa sunt, da. Crezi că ai umor? Folosești umorul? Da. Ți se pare important? Da, folosesc foarte mult umorul și uneori am un umor mai greu de înțeles și... Umor de geek, umor de inginer software, nu? Sau da. E altfel? Cunoscând atât de mulți programator, cred că e foarte greu să-i pun într-o gălată. Sunt atât de diferiți între ei și atât de asemănător poate cu alți oameni care nu fac inginerie. Da, am umor. Încerc să... Știi cum folosesc umorul? Încerc să-l folosesc pentru a rupe tensiuni. Tind să glumesc despre subiecte foarte tabu, foarte grele, să le demistific așa, să nu mai fie balaurul cel mare. Cam asta e o tendință pe care o am, inclusiv în conflicte serioase, prefer să le iau un pic în glumă. Și să cumva să consider că conflictul e o chestie între noi care e în afara noastră. Noi suntem cu treaba noastră, conflictul cu treaba lui și pe conflict poți să-l derâzi oricând. Să-l căsăpești, da. Da, da. Am înțeles. Ok, uite, voi sunteți o companie antreprenorială și aveți mentalitatea asta, aveți intraprenori, foarte mulți. Asta e mindset-ul vostru, hai să rezolvăm probleme, hai să livrăm business, valoare de business. Simți că o astfel de cultură, o astfel de orientare a organizației are șanse mai mari să producă burnout decât un climat în care, nu știu, lucrurile sunt procedurizate lucrurile sunt simple. Și cum reacționați la asta? Cum faceți să atenuați riscul ăsta și cum reacționați dacă se întâmplă situația asta cu oamenii? E un risc real. În primul rând,
În burnout sunt mai multe componente. Ai partea asta de, de a face lucruri fără rost, să simți că nu ești înțeles, că ți se dau lucruri anapoda, că ce faci nu are sens. Sau că cei care îți spun ce să faci, nu știu ce fac, sau ceva de genul. Și apoi e partea de oboseală fizică, de muncit prea mult, de epuizare. De epuizare venită pe o muncă pe care o placi, care te pasionează. Exact, exact. Și acum, cred că la prima parte, ok, o adresez prin poate tot ce am văzut până acum. Hai să nu mai facem greșeli. Și oamenii să fie implicați, așa. Dar la a doua parte, cred că e important să nu ai o... Să nu te prefaci că nu există ca lider, să nu zici, ok, vrem să ajungem acolo, 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 aveți libertate, faceți. Și, și să ignori blocajele care pot apărea, să ignori lucrurile care poate la nivelul ăsta de abstractizare sunt așa idealizate, simplificate și de fapt în lumea reală sunt mai complexe, mai grele, mai murdare. Și de asta, dacă ai o viziune din asta foarte clară, pe termen lung, foarte precisă și după aia să te aștepți ca lucrurile să se întâmple magic, fără probleme, aici poate să apară burnout, că oamenii vor să se ducă pe viziunea, vor să aibă impact, să creeze valoare și uită de orice. Și atunci aici e important să fii un pic și la firul ierbii, să înțelegi că viața e grea, că poate uneltele nu merg, că poate sunt la nivelul minutelor și orelor, se întâmplă niște lucruri complicate care blochează, care dacă tu ești la nivelul lunilor nu există. Da. Asta e un aspect. Alt aspect e, cred că și la nivel individual, mi se pare că am responsabilitatea cu oamenii cu care lucrez direct, să observ că nu au un echilibru sănătos în viață și să cer activ, asertiv, să nu mai facă asta. Adică mi s-a întâmplat destul de des să zic, ok, închipuieți că ai... te-ai îmbolnăvit, ai lipsit 2-3 luni, ce crezi că s-ar întâmpla? Care ar fi lucrurile? Uite, hai să zicem că pleci în concediu peste o săptămână și dispari o lună. Care sunt lucrurile pe care le-ai face în următoarele 3 zile ca să te duci liniștit? Asta contează până la urmă. Și ai trimis cu forța, ca să zic așa, i-ai împins să se ducă să se odihnească? Nu fac nimic cu forța, dar... Da, adică am forțat eu expresia. Nu. I-ai convins? Cred că e și aici un element de autonomie. I-am îndemnat să lucreze la relația cu timpul și relația cu boundaries și limite și să spună nu. Am făcut un... am făcut foarte multe sesiuni de coaching pe claritate personală, pe boundaries. Mi se pare că foarte mulți oameni au dificultate în a spune nu și au dificultate în a nu sări în ajutorul cuiva, ceea ce sună bine. Deci inclusiv în situații de genul ăsta de dificultate, n-ai luat tu deciziile, ci le-ai dat autonomia să ia decizia. Da, nu. Mi se pare că dacă anumite predilecții îi fac pe acești oameni să-și pună mai mult în spate decât pot duce, dacă eu îi iau ceva din spate acum, cu mâna mea... Îl dezechilibrezi. Nu-l oprește nimeni ca mâine să-și pună încă 3. Am înțeles. Și așa că e mai important să lucreze el cu ce resurse poate, cu terapie, cu un coach, să înțeleagă care sunt limitele, să înțeleagă ce vrea să facă, ce nu vrea să facă și să aleagă conștient lucrurile astea, decât să vin eu să-i rezolv problema din exterior.
Ok. Bogdan, crezi că munca trebuie să te facă fericit sau e important ca munca să-ți dea satisfacție, bucurie, fericire? Depinde, și voi urmăriți asta? Depinde ce înțelegi prin bucurie, fericire. Uh-huh. Mă gândesc că poți să te uiți la sensul vieții din multe unghiuri. Poate să trăiești integru cu propriile valori, poate să contribui la ceva mai mult decât tine. Și dacă te uiți la, știu eu, texte religioase, texte filozofice, ai un overlap despre ce cred înțelepții lumii că ar fi fericirea acolo. Împlinire. Și ce mi-am luat eu din tot ce am citit e vorba despre contribuție și despre integritate cu propriile valori, să te simți aliniere cu propriile valori, știi? Și atunci, dacă aș defini așa fericirea sau împlinirea, și nu confort sau plăcere din asta hedonistă, da? Da, cred că este foarte important ca munca să fie acolo, pentru că, repet, mi se pare că e, nu știu, îți petreci de la 20 jumătate ceva din de viață. Ani, jumătate din viață, dar nu jumătatea importantă activă din viață, când ești cel mai puternic, ai energie, cel mai sigur. Și ai și luxul să ai păreri puternice despre viață, despre scopul vieții, că ești suficient de matur și încă nu suficient de blazat, și atunci să-ți dai seama că îți petreci o treime din timp dormind, o treime din timp la muncă și trei sferturi din treimea rămasă cu chestii logistice, duș, navetă, culcat copii, da. Și unde mai rămâne viața aia pe care o trăiești, știi? Și atunci mi se pare că fiecare are o responsabilitate față de sine să-și trăiască fiecare minut servind la o misiune personală de a face ceva. Și dacă la muncă nu fiecare minut are un sens personal, se pare irosit, știi? Te-am rugat să te gândești la o carte și te-ai gândit la două. Așa că da. Te las să vorbești despre amândouă, pentru că cred că e sunt valoroase amândouă. O carte care, prima care mi-a venit în minte, e Reinventing Organization de Frederic Laloux. Am citit-o acum câțiva ani, nu recent, și cred că a avut un impact profund asupra deciziilor viitoare, pentru că prin exemplele date în carte cu cele 8 organizații și prin principiile enunțate acolo, mi-am dat seama că seamănă foarte mult cu felul meu de a construi lucruri și mi-a dat încredere să merg înainte pe drum pe care cumva îl începusem deja, și mi-a dat și o structură și o metodă de a articula mai bine lucrurile astea. Uneori știi niște lucruri așa intuitiv, neclar, și în momentul în care cineva care a studiat asta foarte mult timp ți le pune structurat și articulat în față, îți dai seama mai bine ce ai de făcut, și mi-a dat foarte multă claritate. Și are ideea asta de organizații evolutive, purpose-driven, care funcționează ca un organism viu. Care se schimbă. Da, și sunt și cumva progresează. Nivelul următor de evoluție după organizațiile bazate pe meritocrație și pe eficiență, care cumva acum e cel mai în alt nivel ai organizații. Nu, chiar ne gândim și la companii de software și la... Ai niște organizații care performează, în care oamenii valoroși sunt promovați, lucruri extraordinar de bune. Deci nu e nimic în regulă cu partea asta de organizații bazată pe meritocrație, pe eficiență, pe rezultate, doar că nivelul următor, conform la lui, sunt aceste TIL organizații turcoaze, nu știu, organizații care sunt evolutive și sunt purpose-driven și nu au un design inteligent, ci funcționează ca un organism viu, foarte descentralizate, și multe practici de acolo sunt un exemplu bun și pentru cum să faci promovări, cum să faci concedieri, cum să faci salarii, cum să faci procese de decizii. Ai și zis la un moment dat
că lucru care îți place cel mai tare la Adormi este că voi faceți designul acestei organizații și voi faceți schimbările pe care le considerați necesare și discutați foarte onest despre ce e greșit în ceea ce faceți. Da. Câțiva ani ați făcut, ați abordat lucrurile astea tradițional, adică inclusiv materiile prime și business-ul a fost unul tradițional. Într-un final ați dus-o către Benefit Corporation, adică spre zona asta de responsabilitate reală față de furnizori, față de modul în care se cultivă bumbacul, da. de cum vă raportați la lume. Da. Nu urmărind neapărat profitul, ci urmărind să rezolvăm o problemă și să construim o lume mai bună în jurul nostru. Da. Indiscutabil, având și profit. Da, cred că cu siguranță în primii ani nu am fost cumva machiavelici. Am avut o atenție foarte mare la lucrurile pe care le vedeam. Uh-huh. Colegi, comunitatea imediată, parteneri și așa mai departe. Însă ceea ce descrii tu a fost o încercare deliberată de a ne uita și la ce nu se vede. Și noi știam toți că citim, studiem că industria modei e groaznică, e al doilea poluator după petrol și gaz și sunt atât de multe lucruri îngrozitoare de la partea de materiale, la partea de consum în care toată lumea are dulapul e plin de haine pe care nu le poartă și având vedere că avem valori comune cei din leadership și avem și zona asta de psychological safety. A fost ușor, băi, dar noi ce facem aici? Cum conciliem ce facem noi cu consumul nenecesar și cu poluarea? Ce se întâmplă? Și faptul că am putut să deschidem subiectul ăsta fără să ne... O să fie tabu, să ne fie greu să-l deschidem. A fost o chestie foarte puternică. Probabil că am ajuns toți la un moment al vieții în care ne întrebam ce lăsăm copiilor, ce... Uh-huh. Da. Ce rămâne după noi. Da. Și a doua carte? Asta am luat-o cu mine. E tot o carte despre design de organizație, însă mai mult în zona de programare și se numește Team Topologies. Și descrie niște modele de organizare pentru echipe de software în care ai echipe care, stream teams, care livrează un obiectiv de business foarte clar și ai și alte tipuri de echipe, platform teams care întrețin sisteme care accelerează pe ăștia, enabler teams sunt echipe care catalizează prin proces alte echipe, sunt niște abstractizări de genul ăsta care, fiind abstractizări, nu sunt la fel ca realitatea, dar te ajută să înțelegi niște topologii, cum zic ei. Chestia care mi-a rămas cel mai mișto din cartea asta e conceptul de cognitive load și anume că ar trebui să organizezi și partea de organizație și partea de arhitectură sistemică astfel încât să reduci cognitive load, adică cam câte chestii trebuie să ai în cap când te apuci să lucrezi la o problemă, să fie cât mai mic, să nu trebuie să înțelegi sisteme complexe, nedocumentate, să zici, aoleu, nu vreau să mă bag acolo. Tot timpul când ai o problemă de rezolvat, să zici, ok, fac asta, să fie clar și simplu, să nu-ți încarci capul cu 1000 de lucruri. Uh-huh. Și din zona asta, metrica asta, care se numește cognitive load, intervin și niște principii de arhitectură de organizație și de arhitectură de sisteme. E simpatică. Okay. O temă inedită? Ceva care crezi că e discutat prea puțin și ar trebui să vorbim mai mult? Da, am avut recent un articol pe blogul Adormitec despre vulnerabilitate. Uh-huh. Și m-a întrebat Michi, pe care o cunoști, ok, zi-mi Bogdan cum e cu vulnerabilitatea. Și se leagă cu ce mai întreabă mai devreme, că spun că n-ajung la timp, chiar și azi am întârziat 5 minute. Nu contează. Că îți vezi imperfecțiunile. Cred că e important să arătăm oamenilor că este ok să fim umani, imperfecți și că venind la muncă cu tot ce avem, bune, rele, fără un scut din ăsta
profesional în care îmi pun pălăria de om și îmi pun pălăria de programator când intru pe ușă, le dau voie oamenilor să se simtă în pielea lor și să nu se simtă cumva că joacă un rol care nu li se potrivește 8 ore pe zi. E foarte important pentru mine cel puțin să simți că viața ta nu e pusă pe pauză când intri pe ușă și că ești apreciat și văzut așa cum ești. Da. O persoană care te inspiră? Am vorbit de Reinventing Organizations. Am aflat de cartea asta de la Marius Ștefan, de la Autonom. Da, care vine la înregistrare fix când o să încheiem noi acest episod. Îl cunosc de mai mulți ani, am avut un mic proiect împreună prin 2010 și în 2016 m-a tras cumva cu forța un coleg la o conferință de HR, era un și era mai un speaker pe leadership și a fost Marius Ștefan pe scenă și a avut un discurs scurt așa, care era împachetat cu epifanii după epifanii la fiecare secundă. Povestea că organizația lor are un nivel de engagement pe care compania care i-a auditat l-a văzut doar pe la secte. Povestea că metricele lor de promovare sunt câte cărți au citit în perioada respectivă. Tot felul de lucruri din astea fascinante. Și am simțit așa, wow, omul ăsta știe atât de mult despre lucruri de care sunt atât de pasionat și l-am contactat imediat după conferință și i-am zis, ok, dă-mi și mie niște cărți care se par ție relevante pentru modelele de gândire pe care l-ai prezentat în talk-ul ăsta. Și mi-a dat vreo 5-6 cărți, printre care și asta, și deși pare o interacțiune așa mică, cred că dacă nu aveam ocazia să-l văd atunci pe scenă și nu aveam aceste mici interacțiuni de-a lungul anilor, multe din lucrurile din viața organizației pe care am construit-o ar fi foarte diferite. Mi s-a părut un moment așa pivotal și unul din acei mentori care nu știu că îmi sunt mentor. Sunt oameni la care mă uit și încerc să modelez așa cam care sunt principiile, modul de a gândi, să învăț din asta. S-ar putea să ți se întâmple și ție lucrul ăsta? Adică să fii și tu un fel de mentor pentru oameni despre care nu știi că te urmăresc și învață de la tine? Eu sunt unul dintre ei și sper să fie și mai mulți oameni dintre cei care s-au uitat la episodul ăsta. O lecție recentă. Ce ai învățat recent? E despre rezistență și atașament, chestia asta budistă. Cumva tot timpul am știut, fie din de la stoici, de la filosofia budistă, că ai o viață mai fericită dacă nu te atașezi de realitate și o accepți așa dacă cum e. Dacă n-ai așteptări, dacă da, n-ai posesiuni. Și am încercat să implementez lucruri de genul ăsta în viața mea și funcționează, dar în continuare am mărâcă chestia, bă, dar omul ăsta nu face ce ar fi trebuit să facă. Proiectul ăsta n-a ajuns unde ar trebui să ajungă. Mai ales ce mă enervează cel mai mult și sunt frustrat de mor când văd oameni în jurul meu care judecă alți oameni sau sunt frustrați de alți oameni și mi se pare ironic că nici eu n-ar trebui să fiu frustrat că sunt ei frustrați, știi? Și o realizare recentă care probabil că am interiorizat așa toate lucrurile astea a fost că dacă eu sunt detașat de rezultat și de diferența între așteptările mele și realitate, devin mult mai puternic și mai eficient în a schimba viitorul. Și acceptarea asta e o chestie foarte subtilă. Ideea e să nu accepti lucrurile în sensul că sunt ok așa și că whatever, ci să accepti că realitatea este cum este și n-ai cum să o schimbi și să te concentrezi pe ce poți acționa puternic pentru a schimba viitorul, știi? Mm-hmm. Asta e.
Bogdan, mulțumesc tare mult. A fost o bucurie să povestim și cred că ar fi utile încă 2-3 episoade în care să vorbim mult mai multe lucruri. M-aș bucura foarte tare să mai facem treaba asta în viitor. O să vedem ce spune și lumea, cât se uită și cât ne comentează. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult că vă uitați la noi și că distribuiți conținutul ăsta dacă vă place și dacă vă este de folos și către prietenii și colegii voștri. Vă mulțumim că ne scrieți, că ne spuneți ce facem bine și ce nu facem bine. Vă mulțumim că vă abonați pe canalele pe care emitem conținut, că ne scrieți și pentru newsletter și singura noastră dorință este să vă fim de folos. Până la următoarea noastră întâlnire vreau să vă mulțumesc pentru că ne sprijiniți, să vă urez să aveți foarte mult spor, inclusiv spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod. Servus! Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!